Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție Ploiești au dat lovitura. În dosarul în care este cercetat Andrei Chiliman, edilul suspendat al sectorului 1 București, prejudiciul estimat, conform surselor judiciare, se ridică la suma record de 600 de milioane de euro. Ieri, anchetatorii au chemat pe toți cei implicați în acest dosar pentru a le aduce la cunoștință că au instituit sechestru asigurător pe averea lor. S-a găsit și un contract. Nu mă întrebați ce nu știu. Andrei Chiliman este acuzat de complicitate la trafic de influență în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat. Dosarul este legat de atribuirea unor lucrări de la care se percepeau anumite comisiune ilegale.